Bună tuturor, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Silvana Păltrețu și sunt make-up artist și blogăriță. Cred că ar trebui să scot blogăriță din introducere, că deja am apăsat de mult pe blog. Da, în orice caz. Astăzi voi realiza un machiaj de Halloween, cu toate că Halloween nu este mâine și petrecerile au fost deja în weekend. Și mi-am dat seama abia săptămâna trecută că ar fi trebuit să filmez acest video săptămâna trecută ca să am timp să-l postez înainte de Halloween, dar în orice caz, aici suntem, poate vă va ajuta la anul acest tutorial să știți de existența lui, că băi, a făcut Silvana la un moment dat un tutorial despre o zână, cum să devii o zână, așa că da, sper că vă va ajuta la un moment dat. Da, și am o rochiță foarte drăguță pe care mi-am dat seama că nu o vedeți, fiindcă e și decoltată. Dar este foarte drăguță, comandată pe Shein sau Shein, cum vreți voi să pronunțați acest nume, dar eu zic Shein, fiindcă așa m-am obișnuit. Da, și vreau să vă zic că mai toate accesoriile le am tot de acolo, adică inclusiv acest nose ring fake. Ăsta, urechile, the ear cuffs, acest minunat cercel. Sau nu știu ce este, sincer, dar e cercel, eu așa zic. Este absolut minunat și mai am două. Foarte mișto sunt. Da, și ce mai e? Ce mai am de la... mai tot în afară de ăsta, ce e ăștia. Până și ăsta e tot de pe Shein. Asta așa, mică reclamă, mică paranteză. Dar da, voiam să mă laud. Bun, am făcut deja baza ca să ne concentrăm foarte mult pe machiaj și m-am tot gândit astăzi ce să fac cu acest machiaj, fiindcă majoritatea machiajului de pe Pinterest, acolo mă inspiră cel mai mult, arătau oarecum fairy wings, adică aripi de zână la machiajul ochilor și sincer, nu știu dacă vreau să mă concentrez pe chestia asta, fiindcă nu știu dacă o zână reală ar avea machiaj de fairy wings, de aripi de zână la ochi. I don't know. Și vreau să merg mai mult pe realist, nerealist. Înțelegeți voi? Fantasy realist, da. În orice caz, nu știu exact cum va evolua acest machiaj. Am o idee despre ceea ce vreau să fac, dar nu am o idee finală. Nu știu cum va ajunge acest machiaj. Voiam să-mi pun și lentilele mele albe, dar am văzut că s-au uscat, așa că nici o lentilă astăzi. Dar, și voiam și aripi, dar am căutat aripi foarte mult timp și de pe Shein și de pe alte din astea unde să ajungă cât mai rapid și nu am găsit. Majoritatea celor de adus sunt sold out, iar cel de copii sunt prea mici. Așa că voi pune aripi din Instagram direct, dintr-un filtru de Instagram. Asta este, se mai întâmplă. Dar rochița oricum, la un moment dat probabil o să mă încălzesc și o să dau acest plăvăr jos și atunci o să vedeți și cât de... fie. Da. Let's get it. Machiajele pe care le-am văzut eu și din care m-am inspirat. Așa. Sincer, se concentra foarte mult pe pistrui, pe, nu știu, zona asta să fie sunburn și așa mai departe și cam pe ideea asta o să merg și eu. Așa că voi folosi direct, voi trece direct la contouring. De obicei știți că realizez machiajul ochilor, dar acum, nu știu, parcă vreau să mă axez puțin pe față, restul feței și neapărat ochi. La ochi cred că voi face ceva destul de simplu, voi folosi un eyeliner ceva alb. Mă gândeam chiar la un moment dat să-mi fac și genele albe, deci cred că o să mergem în zona aia. Mă mănâncă nasul puțin mai jos de acest nose ring, dar în orice caz. Da, și cum spuneam, mă voi concentra foarte mult pe contouring în acest moment. Să începem. Voi face și contouring al nasului. Și voi aplica și, de fapt, nu e neapărat contouring, dar este maro în zona aceasta. Mamă, îmi tremură nose ring-ul. Fac așa. Ciudat. Bun. Și acum voi blendui.
Bun, acum voi aplica highlight în zonele de highlight. Și prin highlight mă refer la concealer. Încerca să fac ceva cu sprâncenele de-al mei, așa că le voi contura în mod normal și voi folosi... O, mi-am dat seama că nu prea am zis ce am folosit până acum. Voi folosi de la Makeup Professional New York, nu? Professional Kiss New York. Brow Pencil, nuanța Medium Brown. Și am folosit până acum. De la Fenty Beauty, nuanța Truffle, acest stick de contur. Pentru fond de ten am folosit nuanța 3.5 de la Ella Masca și pentru primer am folosit de la Pupa Prime Me. A fost ceva? Am uitat să menționez? Ah, concealerul! Concealerul este de la Boys & Berries Light Me. Și mi-a rămas, cam rămas fără. Am folosit destul de mult pe ăsta. Da. Trecem mai departe. Trec mai departe și voi folosi un blush. Fiindcă vreau să trec la restul feței și să mă gândesc ce culoare de blush să folosesc. Am aceste două de la Bottega Veneta pe care le folosesc în mod constant în tutoriale, că îmi plac foarte mult, deci nu pot renunța la ele. Și oricum machiajul ăsta este foarte cremos. Cel puțin eu vreau să-l fac foarte cremos. Pe care le voi folosi pe amândouă. Doar că să vedem cum o să iasă. Că totuși am aplicat maron, o să aplic blush. Așa, nuanțele sunt Fiori di Pesco și adică Peach Flowers, nu? Peach Flowers și unde doamnă ta o scria? Bocciolo di Rosa. Nu știu ce e bocciolo. Ceva de trandafir. I don't know. Bun. Și acum să vedem cum o să... Vreau și asta trebuie să fie spread all over. Nu știu. We shall see. Am crezut pentru o secundă că îmi scapă acest inel. Cum doamnet mi zice. Cercel. Cercel de nas? Oh, nu trebuie să mai cunoaște Marocul. Mai aplic puțin. I don't know, man. Așa, o să aplic după aia... o să aplic după aia... pistrui. Știu. E foarte ciudat că eu am pistrui și totuși aplic pistrui, dar voi aplica pistrui fiindcă, na, acum am acoperit cu, cine drept, un fond de ten cu acoperire și am acoperit și în plus de asta vreau să aplic și niște pistrui albi, adică, da, vă rog, e frumos.
Nu sunt random deloc. Come on, Silviana. You can do this. Bun, acum voi folosi și puțin mai rău, fiindcă na. Ce am făcut? Am acoperit pistruii mei ca să desinez alții. Ce pot zic? Da. Și am uitat să zic, da, am folosit albul și maroul din flash palette-ul. Flash palette-ul de la Make Up For Ever. Îmi place că trebuie să citesc chestia asta. Nu e ca și cum nu e imprimat în minte că de la Make Up For Ever e, dar asta e partea a doua. Așa. Bun, hai să facem și niște pistrui maro. Și da, v-am zis că vreau să mă concentrez foarte mult pe față. Bun, și fiindcă mi se pare prea intens acești pistrui, atunci aveți el uscat și voi presa puțin pe ei, cu speranța că nu mă voi păta, ca să mai iau din intensitate. I mean... Bun, și acum voi seta pistrui cu pudră. Și voi folosi de la Pupa Prime. Ups, era puțină pudră pe capac. O să pun puțină pudră pe capac. Nu observați încă am mișcat camera. În orice caz, ideea este că să zicem că am cam terminat cu fața. Să zicem. Voi duce acum la ochi și voi face ceva cu albastru, dar înainte de a face acest lucru, voi seta concealerul pe ochi, voi folosi o pensulă plată și voi folosi nuanța Momentum din paleta aceasta pe care o folosesc drept oglindă, Mercury Retrograde de la Huda Beauty, nu știu ce vreau să zic, dar în orice caz. Yay! Fiindcă vreau să fiu efemeră și glittery și all of that and above, o să folosesc fix această paletuță de la Huda Beauty și voi folosi culorile astea minunate de sus de aici, Nebula, Mercury și Haze. Nu vă uitați la în ce stadiu este paleta mea, ok. O folosesc foarte mult ca oglindă și în acest motiv e așa. Dar în orice caz, să începem și voi folosi ca bază nuanța acesta Haze, care este albastru acesta frumos tare. Am folosit prea multe cum se numesc, prea multe pensule pentru celălalt look de Halloween, dar e ok. Voi blendui apoi cu o pensulă fluffy și cu acea culoare Momentum fluffy, doamne. Bun, și acum e acum. Voi adăuga celelalte culori. Și anume. Nebula. Nu mai știu dacă asta necesita... Da. Trebuie să numezez pensula pentru a aplica glitterul acela.
Nu mai blendez, că oricum vreau să adaug eyeliner alb. Dar înainte de a trece la eyeliner, o să merg puțin pe linia pe cu acest creion de la Boysenberry's Eyeliner Pencil în nuanța... Was it Snow White? Which one was this? Snow White. Hai că mai aduc și aminte. Mă gândesc dacă să fac sau nu aripile acelea de care vă zic că nu voiam să le fac. Hai că vedem acum. Da, mă, sper că am dat iar peste pe pied și mereu mișcă camera. Da, deci până la urmă o să fac aripi, fiindcă I cannot think about something else that I want to do. Și da. Not blame me. Hai să vedem ce o să ies. Sunt curios. Dacă o să ies. Ceva, ceva tot o să se întâmple, nu? Mi-am adus laptopul pentru referință aici, că uitasem deja designul și am observat că mi-a căzut un ear cuff. Oh. Așa. This ain't easy. Dar nici atât de greu nu e. Come on, Silvia. We've done things way worse than this. This is why I can have nice things. Cum să fac eu, frate, aripi de iepure era, să zic. Păture. Iar mi-a căzut cafs. You know what? I'm just going to concentrate on the lower part. That one seems easier. Că mi s-a imprimat în ultimul hal, deci nu știu ce pot să-i fac. Îl las așa momentan, cum mă enervez. Nu știu. Cum aș putea să-l corectez. Dar știu doar o singură chestie în acest moment, și anume că vreau să-mi fac genele tot albe. Și fix asta o să fac acum, până mă gândesc ce, doamne, iată, mă fac cu acest... aceste aripi care nu prea mi-au ieșit. Viața de câine. Revin. Ok, am găsit un spoolie și o să folosesc acest alt tot din Flash Palette. Care nu e de ajuns. Sunt un alt. Îl dau peste genele mele.
Ok, acum că, nu știu, arată cum arată, o să încerc totuși să-l fixez, că altfel, Doamne ferește, iar o să mi se blânduiescă pe aici. Poate că aș mai avea de corectat, dar... Mie că la un moment dat nu o să am ce să corectez, adică... It's a mess! Oh my god, you made a mess! Oh, stai! Acum mi-am dat seama de chestie. Imprimeurile astea de pe jos pe aici sunt de la de rimelul meu alb. Care nu e rimel. Era să-mi șterg un pistrui alb. God help me! Ia, și acum dacă încerc să mai refac anumite chestii, poate mi iese, cine știe. Like this shit. Cred că apoi la buze și vreau să încerc o chestie, să văd dacă mi iese. Cel mai probabil nu, but I'll try it anyway. Am dat puțin albul ăsta, l-am dat în interior. O să folosesc această culoare minunată. Este de la Vanilla & Co. Nu știu ce să vă zic ce culoare este. O să caut pe el, fiindcă nu văd. I don't understand why they do this, but anyway. Am zis cea lui, da. I'm gonna try something. Îmi place tot textura acestui ruj, doar că este portocaliu, fiindcă am decis să iau un ruj portocaliu, because why not? I don't have one. And now I don't use it that often. And it's a shame. It's fortified. Bun, am scos să încerc ceva, da? Cred că va trebui să aștept să o suce asta, că e mat, dar... Are o textură foarte mișto, e cremos, e foarte, foarte fain. I'm already tired. Până mi se usucă rujul, am o altă idee. Planeam să folosesc aceste peruțe, dar nu știam cum, dar am o idee. Cred că pot să repar acest machiaj. Da, mi se pare foarte amuzant că, dacă vă uitați, asta le-am luat de la copii din Cora. Ah, ba nu. Nu le-am luat de la copii din Cora. Nu o să se că le-am luat de la copii din Cora. Asta le-am luat din Jumbo. Dar îmi place la ce zice la sugestii despre cum să folosești aceste perluțe. Da, sigur, fix așa le folosesc. Da, Bun, și acum să văd dacă voi reuși să fac ceea ce îmi propun, că sunt niște perluțe atât de frumoase și, doamne, cred că trebuie să șterg acest alb, că ceva îmi spune că o să îl dau pe roche. Ok, deci am două tipuri de perle, am una alb și una mov. Oare? Nu, o să merg pe alb. Mă gândeam să merg pe mov. What a shame, baby, what a shame. It's something. Yeah, asta dacă pot. Doamne, dar ce peluță drăguță. Și care nu mă vrea. A picat. Dacă și tu pici, mă supăr pe tine. N-a picat. Bun, o să le pun și pe celelalte, că e absolut bitch să le iau de aici. Și revin.
Așa, trec mai departe la buze. Și voi face... M-am putat. Și voi folosi un ruj roșu de la Fenty Beauty. Am uitat și ce nuanță. Deci este Mademoiselle, nuanța Madame. Să văd dacă nu iese cu asta. Și voi folosi și de la Shine It Out acest lip gloss care trebuie să fie transparent, dar nu mai e că l-am tot folosit și nici nu am dat pe mine, serios, am dat pe roche. I hope not. Nu cred că am dat pe roche, ok. I think I'm done. Vreau să fac mai multe cu peruțele, dar you know what? Nici nu este 12 noapte. Okay. Da. Oricum, sper că v-a plăcut acest tutorial. Și da, sper că este inspirație pentru voi pentru un următor look sau nu știu, orice alt fel de petrecere care nu este Halloween, dar unde trebuie să vă costumați. Și sper că vă place. Eu o să-mi pun niște aripi foarte frumoase în, foarte frumoase în Instagram, pe Instagram, cu un filtru. Și da, dar între timp, acesta este look-ul. O să vin puțin mai aproape, fără să-mi pun aripile și după aia, sau oare să-mi pun aripile. Cred că o să-mi pun aripile și după aia o să fac un close-up. Dar poate îmi dispar aripile. I'll do both. Both. Both is good. Sper că v-a plăcut acest tutorial, sper că ați învățat ceva din el și sper că poate pe viitor vreți să realizați acest tip de machiaj. Dacă da, atunci sper că v-a fost de folos sau vă va fi de folos. Sper că am reușit să pun și videoul cu aripile. Nu am găsit pe Instagram, a fost pe TikTok până la urmă, dar asta e partea a doua. Tot un filtru este și sunt aripi care... Chiar dau din aripi. În orice caz, sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Pup, pup! Ciuss!